Antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi La Europa FM Bună dimineața părinți, bună dimineața copii Suntem la Antrenorul părinților Într-o nouă ediție Mirela Retegan și... Gașpar Gheorghi, vă spun bună dimineața Mă bucur foarte tare să ne vedem și astăzi Și îmi place foarte tare subiectul pentru că în jurul nostru sunt foarte mulți adulți care se întreabă de unde li se trage atâta nefericire Și aș vrea să vorbim astăzi cu tine, Gașpar, despre cât de tare îi afectează pe copii nefericirea părinților Indiferent că cel copil are 50 de ani sau 30 sau 15 sau 5 ani Indiferent dacă vorbim despre niște părinți care nu mai locuiesc cu el, mm -hmm. dar au avut relații în copilărie. Așa că hai să vedem ce e fericirea și ce e nefericirea. Mm. Ce întrebări complexe, nu? tocmai potrivită pentru o dimineață de duminică. Să știi că oamenii, oamenii ne ascultă, înainte să intrăm în temă, mm -hmm. oamenii ne ascultă, ne scriu, uh, uh, sunt, uh, rezonează foarte tare cu subiectele astea, pentru că se regăsesc foarte tare în ceea ce povestim noi aici. Și le mulțumim pentru toate mesajele pe care le primim de la ei. Fericirea Mirela cred că e în momentul în care simțim că trăim viața pentru care am fost făcuți să venim pe această lume. Atunci când ne putem valorifica calitățile atunci când ne putem conecta cu cei din jur, atunci când ne-am găsit direcția, sensul, atunci când putem da o mână de ajutor, atunci când reușim să facem față problemelor fără să ne simțim copleșiți de aceste probleme. Ceea ce înseamnă că nefericirea apare în momentul în care noi nu avem o direcție, atunci când nu ne putem valorifica resursele cele mai prețioase, atunci când din vari motive nu ne putem uita în ochii oamenilor de lângă noi, nu -i putem mă lua în brațe, nu putem purta o conversație cu sens profundă pentru că ne e frică, pentru că ceilalți ne resping și așa mai departe deci aș spune că acestea sunt principalele momente în care oamenii se simt cu adevărat fericiți, nu atunci când câștigă foarte mulți bani, nu atunci când merg în vacanțe foarte scumpe nu atunci când uh, au acces la resurse materiale infinite ci în momentul în care își găsesc locul în propria viață și în propria lume adică asta cu banii n-aduc fericirea. Ai spune că e relativ, banii contribuie cumva la starea noastră de bine, la a ne transforma unele visuri în realitate, însă cu siguranță cei mai bogați oameni din lume nu sunt neapărat și cei mai fericiți oameni din lume. Ce înseamnă o familie fericită? Ce înseamnă niște părinți fericiți și niște părinți nefericiți? Pentru că ce mi-ai spus până acum este despre noi mm -hmm, ca și sigur. indivizi, da. dar la un moment dat noi ne adunăm între noi, mm -hmm. ne găsim da, câte da. unul, câte una și ne luăm de mână și ne iubim foarte tare la început și trăim niște povești senzaționale până când într-o zi se întâmplă ceva și copiii noștri cresc Împreună cu noi, unii în familii fericite și unii în familii nefericite, putem să punem așa o linie la mijloc? Putem să vedem familii fericite și nefericite? Cred că am putea evidenția unele elemente care diferențiază cele două categorii de familii. În familiile fericite, membrii acesteia sau membrii acestora, atunci când se confruntă cu dificultăți, reușesc cumva să vorbească unii cu ceilalți. Reușesc să-și ofere sprijin, susținere, să se asculte, să se respecte, să vorbească despre nevoile lor, despre așteptările lor, despre dificultățile lor. Sunt oamenii care reușesc să se conecteze. Cred că rostul și rolul cel mai important al unei familii e acela ca noi să simțim că aparținem acestui sistem familial. Și la bine, și la greu. În familiile nefericite, pe de cealaltă parte, atunci când apar provocările inerente ale vieții, membrii acestora sau membrii acestei familii nefericite luptă una, unii împotriva celorlalți. Se critică, se acuză, se judecă, se disprețuiesc, se îndepărtează, folosesc violență fizică, violență verbală și, în momentul respectiv, cumva, durerea reprezentată de diferitele provocări se transformă în suferință, se transformă în nefericire. Imaginează ți cum e pentru un copil. Atunci când vine și povestește părintelui ceva, copilașul care e foarte dornic să împărtășească o experiență și părintele nu are timp sau îl respinge sau îl ceartă sau îl îndepărtează, cum e în momentul în care mama din această familie ar avea nevoie de puțină conectare psihologică și emoțională la partenerul ei, iar partenerul ridică vocea, se distanțează, îi transmite răceală. Aș spune că în familiile nefericite Mirela e frig. E fric din punct de vedere psihologic mm -hmm, și emoțional, frumos. iar în familiile fericite reușim să găsim căldură, să găsim susținere. Eu am crescut într-o familie fericită, și când am ales tema asta, mm -hmm. când m-am gândit la ea, vorbeam cu cineva despre uh, copilărie, și uh, persoana cu care povesteam se plângea că a crescut într-o familie rece. În care uh, părinții nu-și manifestau emoțiile și nu se întâmpla nimic uh, vesel în casa uh -huh, lor. Uh -huh. Eu am crescut într-o familie fericită pentru că. Părinții mei erau foarte veseli. Mama cânta tot timpul în bucătărie, tata era. Uh, jucăuș. Mm -hmm. uh, uh, sigur că existau și certuri, existau și bătăi, existau. nu se bătau între ei, mm -hmm. ne băteau mm -hmm. pe noi, suficient. Uh, uh, dar uh, și multe discuții tensionate. Pentru că părinții mei sunt extrem, erau extrem de diferiți, tata era un boem care ar fi citit toată ziua și ar fi ascultat muzică folk și ar fi jucat remi, iar mama era orcoholică, uh -huh. trebuia să muncească toată familia de dimineața până seara sau să mimeze munca suficient de bine. Dar cu toate astea, ei erau foarte veseli și cred că se iubeau și cred că erau fericiți în căsuța lor, unul cu celălalt și în împreună lor. cu da, noi da. și eu așa am crescut, nici nu aș putea că, știi cum, așa imaginează-ți o familie de italieni mm -hmm. cum sunt italienii care Zgumotoși, vorbesc și da. cântă sunt, erau petreceri casa noastră era veșnic plină de vecini care veneau care mama gătea pentru toată lumea dansau, cântau împreună, Ceea ce din, înseamnă că din sărbătorile voi era... ca familie erați conectați cu comunitatea cu familia extinsă, da. cu rudele, ceea ce e minunat. E o altă exprimare a fericirii umane. Dar vin copii din familii în care nu există nimic din toată mm -hmm. veselia asta, mm -hmm. din toată culoarea asta, în care părinții sunt morocănoși, posomorâți, nervoși, supărați, muți. Nu vorbesc unii cu alții și nu vorbesc nici cu copiii, mm -hmm. nu își fac surprize nu-și fac bucurii, ce ar avea nevoie un copil ca să simtă că e într-o familie fericită? Care ar fi câ acele câteva elemente ca să le atragem atenția oamenilor care ne ascultă, pentru că poate mulți, mm -hmm. din obișnuință, din felul în care au văzut acasă la ei, duc mai departe această Sigur. formă de da, manifestare da. în casele lor. Și hai să le aprindem becul și să le spunem, uite, dacă ești așa și așa și așa și așa, nu te aștepta la un copil fericit. Absolut. Aici e rândul tău, Gașpar În ultimele secunde, mi se pare că ai descris familia în care am crescut eu. Apropo de exemplu pe care l-ai dat înainte, familia mea a fost destul de disfuncțională și nevoia principală a copilului Gașpar a fost aceea de a se simți în siguranță. În familiile nefericite, în familiile disfuncționale, copiii nu simt că pot beneficia de suficient de multă susținere, deschidere, prezență din partea părinților, iar asta după aceea le afectează diferitele domenii ale vieții și relațiile de prietenie și partea școlară și disponibilitatea de a visa, de a avea obiective, planuri și așa mai departe. Pentru că în momentul în care sunt certuri foarte dese și părinții din familiile fericite se ceartă, doar că o fac într-o manieră diferită. Cei din familiile fericite se ceartă în așa fel încât să nu se faulteze foarte tare unul pe celălalt, mai degrabă au tot felul de ciocniri pe partea asta de idei și de de opinii. Poartă tot felul de conversații, dezbateri și așa mai departe. Pe când părinții din familiile nefericite, ei în momentul în care se ceartă, au acele ciocniri personale și emoționale. Se lovesc unul pe celălalt verbal. Se, se... Exact, exact. Cumva nu, nu e o conversație bazată pe păreri și puncte de vedere, ci mai degrabă e o conversație bazată pe foarte multe durere și suferință. Și în momentul în care copilul vede asta, chiar dacă nu e îndreptată neapărat energia negativă, și spre el, dacă tata vorbește urât cu mama, dacă mama îl disprețuiește pe tata, asta mă doare pe mine, copil fiind, pentru că eu sunt parte din părinții mei, în momentul în care ei suferă și eu sufer. Este uh, fericirea. Um, există un, un grad genetic de fericire? Asta e o întrebare. Ne naștem cu ea sau. E o întrebare la care mulți oameni de știință încearcă să caute răspuns. Și unii spun că da, ar exista o gen a fericirii, alții spun că fericirea e ceva ce ține de noi, de felul în care alegem să ne trăim viețile. S-ar putea ca răspunsul să fie undeva la mijloc. De fiecare dată, natura e generoasă cu noi și ne oferă multe în bagajul vieții, însă cred că ține extrem, extrem de mult și de responsabilitatea noastră. Iar dacă un copil crește într-un mediu nefericit, iar are, are posibilitatea de a perpetua mai departe același mediu, și aici dacă ne gândim la multe povești de viață: copii care au fost abandonați și care nu reușesc după aceea să-și găsească drumul și direcția, sau copii care au crescut în familii de alcoolici, adulți care consumau diferite substanțe și care la rândul lor se pierd. Însă, de asemenea, avem și exemplele copiilor care au crescut în medii extrem de defavorizate, dar cumva s-au reinventat. Și cred că principalul element care îi diferențiază pe unii de ceilalți Mirela e faptul că aceia care s-au reinventat și au găsit niște modele. Au reușit cumva să beneficieze de susținerea fie a unor membri din familie extinsă, fie a unor vecini, fie a unor profesori. Cumva au construit relații de calitate cu cineva și acele persoane influente le-au transmis că această viață poate fi trăită și altfel dacă tu reușești să îți storci suficient de multă energie încât să vezi într-o primă fază ce-ți dorești de la viață și după aceea să rămâi consecvent. Cred că principala caracteristică a oamenilor care reușesc, care provin din medii dificile și reușesc să ajungă departe, e perseverența. E munca foarte serioasă, e acea încredere în faptul că da, a fost dificil, însă eu sunt vrednic să primesc mai mult din partea vieții. Da, dar poți să ajung departe nefericit, știi? Că sunt foarte mulți oameni care ajung departe și au succes, dar rămân cu acea nefericire cu care au plecat de acasă. Cum fac eu să las în urmă mm -hmm. familia mea nefericită, care n-a reușit să-și găsească bucuria mm -hmm. de a trăi? și să-mi construiesc propria fericire. Pentru că eu cred că aici este marea problemă. Mm -hmm. Succesul putem obține. Învățăm, ne spetim, muncim, ne agățăm de oportunități. Dar cum fac eu să nu-i mai văd chipul mamei care e neagră? Sau să nu mai mă urmărească imaginea tatălui morocănos și veșnic nemulțumit care va găsi ceva negativ în tot ceea ce fac eu. Mm -hmm. Aș îndreznia, spune Mirela, că nu putem lăsa în urmă astfel de experiențe de viață. Cred că e mult mai sănătos din punct de vedere psihologic să le acceptăm, că fac parte din istoria noastră, din uh... Toată călătoria pe care noi am parcurs-o Din momentul în care ne-am născut Și elementul principal este să facem diferența Între prezent și trecut În cărțile tale, mai ales în două dintre ele Vorbești foarte mult despre puterea prezentului Despre astăzi, aici, acum În momentul în care îmi vine în minte Imaginea mamei mele care a suferit Imaginea tatălui meu care era mai critic Sau mai agresiv verbal Decât ar fi fost sănătos pentru familia noastră Să realizez că de fapt e vorba de trecut Sunt niște intruziuni Dintr-o perioadă vieții pe care eu nu o mai trăiesc, dar care sunt acolo în mintea mea, pentru că nu poți șterge în totalitate aceste experiențe și nici nu e sănătos să le ștergi. Însă aici și acum, în acest moment, sunt un adult care decide pentru propria viață, care poate face alegeri, care poate lua decizii sănătoase. Sigur că viața nu e perfectă, nu e doar soare, nu e doar lumină, uneori se apar norii, teorie e noapte, e întuneric, e rece, e frig. Cred că pentru a fi cu adevărat fericiți, e important să îmbrățișăm toate aceste părți ale vieții. Cred că nimeni, și îndrăznesc ca să spune bazându-mă pe practica clinică, nimeni nu poate fi cu adevărat fericit dacă își neagă în totalitate rădăcinile. Nu cu toții am crescut în familii funcționale sau în familii fericite, dar asta nu înseamnă că la un moment dat nu ne putem bucura de viață la fel de mult ca semenii noștri care au crescut într-un mediu fericit sunt de acord cu tine și cu toate astea, uh, ok, face fac parte din trecut, Aha. dar eu trăiesc în prezent, unde în jurul meu sunt foarte mulți adulți uh -huh. care au acasă, în, acasă în casele lor în, din copilăriile lor, au niște părinți foarte triști în continuare, uh -huh. deși au tot ce le trebuie. Copiii lor sunt realizați, au familii, ei trăiesc într-o casă ok, beneficiază de niște pensii decente, uh -huh. au o sănătate normală pentru 70, 70 și ceva de ani și cu toate astea sunt extrem de nefericiți. Și au prieteni care spun Păi nu sunt pe mama pentru că îmi strică toată ziua mm -hmm. cu, cu felul în care ea vede în continuare viața. Nu mă duc la mama pentru că stă în pat cu ochii în tavan sau în televizor, și nu are nicio bucurie. Mai bine stau de sărbători singură acasă sau îmi iau copilul și rămân de sărbători în București decât să mă duc la ei mei care văd numai lucrurile negre din jurul lor. Și nu se bucură de nimic. Noi imi... cu, cu asta, cum facem să nu-i lăsăm să ne amă? Serios, sunt atâția oameni care își strică bucuriile, sărbătorile, uh -huh. nu-și celebrează succesul pentru că nu așteaptă în continuare uh -huh. să primească de la părinții lor uh, sentimentul ăla de uite, sunt fericit pentru tine. Noi în psihologie spunem că uneori adulții sunt adulți doar din punct de vedere biologic, nu și psihologic și emoțional. Iar în momentul în care cineva un adult încă starea lui de bine depinde atât de mult de starea de fericire a părintelui. Asta înseamnă că acel adult, din punct de vedere psihologic și emoțional, nu a ajuns la vârsta maturității. E copil încă. Încă e un copil. Și în primii ani de viață, până pe la vârsta de 8-9 anișori, starea noastră de bine depinde de starea de bine a părintelui. Dacă lui nu este bine, nici copilului nu o să-i fie bine. Însă acest lucru nu trebuie să se întâmple și la vârsta adultă. Dacă se întâmplă și la vârsta adultă, în psihologie folosim termenul de simbioză. Asta înseamnă că în relația cu părintele eu nu m-am diferențiat, nu am reușit să fac, să conștientizez, să fac diferența între faptul că părintele e părintele, iar eu sunt eu. Probabil că va fi un disconfort în momentul în care unul dintre părinții mei are depresie, se zbate cu viața, e un zbucium continuu, însă asta este alegerea părintelui meu. Iar eu pot alege într-o manieră matură și conștientă să-mi conțin toate acele emoții dificile și să-mi duc energia și mai departe spre propria viață. Dar pot învăța să fac alegerea? Asta? Absolut. Cum? Conștientizând, realizând că da, eu sunt eu Mama e mama În momentul în care vine vorba de alegeri Mama are libertatea și dreptul de a alege Să-și trăiască propria viață Chiar dacă merge într-o direcție Care din punctul meu de vedere nu e sănătoasă Pot să-i spun, pot să-i atrag atenția Uite, mama, tata, cred că lucrurile ar fi bine Să se întâmple altfel Însă au libertatea de a-și trăi viața Exact așa cum doresc Și să-mi oferi și eu această libertate Adică așa cum noi Așteptăm de la ei să accepte alegerile noastre, chiar dacă nu le înțeleg, și noi trebuie să acceptăm alegerile exact. lor fără să ne afecteze. Exact, exact. Adică, dacă pe mine mă afectează nefericirea mamei, înseamnă că eu am rămas la 9 ani? Depinde de gradul în care mă afectează, pentru că dacă mă afectează în maniera în care, ok, voi fi un pic trist, e una, dacă mă afectează în maniera în care nu mai merg în vacanța dorită, mă cert într-una cu partenerul, atunci înseamnă că, da, simbioza este atât de mare și eu am rămas din punct de vedere emoțional restanțier. Ne întoarcem după pauză, pentru că vreau să vorbim despre cum facem să punem fericirea copiilor noștri înaintea nefericirii noastre, uh -huh. cât de tare transmitem stările noastre copiilor noștri, că noi avem stări, știi? Da, da, noi da, avem da, stări sigur. și ei, mai ales noi, femeile, <laughs> avem stări, multe stări. <laughs> Stări. Și ne trezim la oglinda din fața noastră care și ea stări. Mă liga ei la șapte, opt ani are stări. De unde le are? Păi uh -huh. de unde le are? Uh -huh. Hai că ne spune, Gașpar după pauză, de unde au copiii stări. <laughs> Îmi place subiectul, pentru că e important să ne trezim și să realizăm Absolut. că ei ne imită și ne văd și ne simt dincolo de ceea ce vrem noi să arătăm. Da. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors la antrenorul părinților, Sumire la Retegan și împreună cu Gașparger încercăm astăzi să vedem în ce măsură nefericirea părinților afectează fericirea copiilor. Ziceam înainte de pauză, Gașpar, că aș vrea să ne oprim puțin asupra felului în care noi, părinții, am putea să punem fericirea copiilor noștri înaintea nefericirilor noastre. Da, ar fi, ar fi bine dacă am putea face diferența între ce se întâmplă cu noi și ce se întâmplă cu copiii noștri. Doar că de cele mai multe ori ce observ eu e că în momentul în care un adult e nefericit și nu își găsește sursa de bucurie în viață, va avea tendința de a fi extrem de frustrat sau de supărat în momentul în care vede că copilul e cât de cât bine și asta nu înseamnă că adultul respectiv e un părinte rău, înseamnă doar că în momentul în care aceste emoții negative pun stăpânirea asupra noastră, ele ne influențează mintea și modul în care percepem realitatea. Și nu ne place să vedem copilul fericit? Nu ne place să vedem copilul că face ceva cu foarte multă pasiune, că face ceva cu toate implicare apropo de starea de flux despre care am mai vorbit noi aici, la antrenorul părinților, pentru că realitatea se bate, realitatea faptică se bate cu realitatea din mintea noastră. Iar dacă noi suntem nefericiți, cumva ne obișnuim cu această stare de tristețe, de melancolie, de zbucium și nu, nu reușim să ne conectăm cu cei din jurul nostru. De aceea ar fi atât de important ca, dincolo de emoțiile dificile, să facem tot posibilul pentru a avea acces și la emoții pozitive, pentru că acele emoții. Pozitive, după aceea mă vor ajuta Mă vor sprijini Să găsesc calea către copilul meu Care poate că azi a avut o zi foarte bună Și vine acasă cu multă energie pozitivă Pe care ar fi bine să o cultiv să o susțin Îmi amintesc că eu atunci când am divorțat Când m-am despărțit de tatăl ei, A fost una dintre cele mai uh, Grele decizii și perioade din viața mea și am suferit foarte tare pentru că atunci când te desparți de om cu care ai un copil și ai construit o viață, se dărâmă o lume și eram bucăți, eram bucăți la propriu. Și, în prima fază, eu n-am realizat că Maia se uita după mine ca după soare, știi? Și era ca floarea soarelui, și, în funcție de cum eram eu, era și ea. Am, am, am făcut asocierea asta, și când am, am observat că prelua din tristețea mea și din nefericirea mea am devenit foarte atentă la felul în care mă manifestam în prezența ei uh -huh. și mi-am creat uh, un program de plâns aveam program da. urcam în mașină și în mașină până la destinație urlam, nu plângeam pentru uh -huh. că simțeam nevoia să descarc acolo pentru că nu puteam permite să plâng toată ziua, îmi ștergeam lacrimile îmi refăceam machiajul și mă duceam, lucram la radio pe vremea aceea uh, și uh, aveam tot felul de întâlniri, între întâlniri îmi puteam permite din nou să fiu tristă, să plâng și să fiu nefericită și ajungeam acasă soare pentru că avea nevoie copilul meu să ia de la mine lumină și nu întuneric. Și pentru mine ăla a fost exercițiu vieții mele că pot să fiu victimă, pot să sufăr, dar să-mi programez puțin perioada asta. <laughs> <Și> <laughs> să e... nu o las distrugă viața exact. și să distrugă viața celor care depind de mine. E foarte important ca cei mici să nu vadă în părinți victime 24 din 24. Cred că e ok și dacă plângem uneori în prezența copilului, e ok să vadă durerea noastră, însă să nu vadă că suntem copleșiți de acea durere, să vadă și speranța, să vadă și puterea și încrederea în faptul că, da, azi e foarte greu, însă pot face astăzi ceva pentru ca mâine și poimine să fie un pic mai ușor. Și astăzi am emoții foarte puternice și astăzi sunt puțin tristă pentru asta, dar uite, facem și aia și Sigur. facem și aia. Eu am simțit nevoia să îi dau în permanență sentimentul de siguranță. Absolut. Eu sunt ok, eu sunt stâlpul tău, nu o să ni se întâmple nimic, noi și dacă trăim în, în cușca din curtea cățelului, noi suntem fericite împreună. Așa am înțeles și asta eu e un să mesaj, fac lucrurile. Asta e un mesaj foarte, foarte important. Dacă majoritatea copilor ar putea porni de acasă cu acest mesaj că indiferent de ce se întâmplă, noi împreună ne descurcăm. Noi găsim resurse, soluții, ne reinventăm, schimbăm, ne transformăm și așa mai departe. Dacă asta este moștenirea cu care pleacă copilul de acasă, are toate șansele ca la vârsta adultă să trăiască o viață fericită. Nu fără provocări, nu fără dificultăți, nu fără probleme. Însă o viață în care să simtă că da, starea de bine este acolo, e prezentă. Și să știe că se poate ridica din orice. Absolut. Că nu rămâne Lați la exact. pământ în momentul exact. în care am primit o lovitură, ok, ne târâm, ne agățăm, ne ridicăm greu, dar ne ridicăm. Și poate că din aceste momente de căzătură psihologică ne putem ridica mai puternici decât am fost vreodată, pentru că putem învăța diferite lucruri despre noi, despre ceilalți, despre viață. Sunt multe învățăminte ascunse în momentele dificile. Știi că eu îi spuneam mai ei de foarte devreme că singurul lucru pe care nu-l mai trăim încă o dată e moartea, în rest. Orice se mai poate trăi încă o dată Și poate mai bine decât am trăit înainte Tot înainte de pauză vorbeam cu tine despre stări da. Noi, femeile, avem stări Stări, multe stări Și eu m-am trezit la un moment dat Cu fetița din fața mea Care avea 6-7 anișori, mi-am și acum Și care avea stări mm -hmm. Păi cum de unde până unde. Mi se pare normal ca eu, femeia, să am stări, dar copilul în ce măsură stările noastre se transmit sau sunt copiate, imitate? Cum se întâmplă lucrurile acolo? Noi oamenii suntem interconectați din toate punctele de vedere, ceea ce înseamnă că stările pe care le au părinții ajung automat prin puterea sistemului familial, la stările copiilor, ale bunicilor, a oamenilor care locuiesc împreună. În psihologie se spune că stările celor mici sunt mai greu de controlat de către cei mici, de aceea au nevoie de sprijinul adulților, pe când noi, adulții, avem mai multe resurse, mai multă competență pentru a ne gestiona un pic mai bine stările. În momentul în care te uiți la o familie din punct de vedere vizual, ai tendința de a spune că e mama, tata și cei 2, 3, 4 copii, depinde de câți copii sunt în familie. însă vine terapia de familie această psihologie relațională care ne spune că nu doar membrii trebuie văzuți, ci și spațiul dintre ei, care este invizibil. Acest spațiu dintre ei conține toată energia reprezentată de comportamentele în care ei se implică. Dacă eu vin acasă de la serviciu cu o stare negativă, de furie, de frustrare, acest lucru se vede prin comportamentele în care eu mă manifest, prin tonalitate, prin voce, prin gesturi, prin cuvintele pe care le folosesc și ajung automat la tine, pentru că tu nu ești un robot, tu ești o ființă umană vie. Relația dintre noi este Relația asta merită văzută ca un canal prin care starea mea negativă ajunge la tine. Dacă și tu ai avut o zi complicată în care și tu ai o stare negativă, starea mea cu starea ta se întâlnesc și afectează întreaga familie. Dacă ai avut o zi un pic mai ușoară, starea mea negativă ajunge la tine, e neplăcută, însă dacă ai și energie pozitivă, vei putea să o transformi. Vei putea să spui, ok, Gașpar, văd că ți-a fost un pic mai greu, hai că preiau eu astăzi o parte din responsabilități, de ce ai nevoie din partea mea? Poate de îmbrățișare poate de susținere, povestește-mi, spune ce se întâmplă cu tine dacă starea e bună. Dacă starea e, și starea ta era, o să vii și o să-mi spui, băi, eu n-am avut o zi grea, n-am avut o zi dificilă, de ce să țin cont de nevoile tale? Și așa mai departe. Moment în care energia noastră negativă ajunge la copii. Și copiii care până în momentul să ajung eu acasă se jucau frumos era okay. în sufragerie, era ok, imediat apare tensiunea care le influențează comportamentul, iar ei nu au capacitatea, competențele, abilitățile necesare să-și gestioneze stările de unii singuri. Au nevoie de prezența noastră, au nevoie de aportul nostru. Iar stările adolescenților? Sunt la fel. Sunt oglinda stărilor adulților. Exact, stările adolescenților sunt un pic mai greu de digerat de către familie și de ce? Pentru că adolescenții, din punct de vedere fizic, par a fi niște adulți, mai ales adolescenții zilelor noastre, însă din punct de vedere psihologic și emoțional nu sunt chiar copii, dar nici adulți. Și membrii familiei vor fi extrem de bulversați. Uite cât de mare e, uite cât de matur gândește uneori, și totuși are niște stări în care nu-și poate controla niște impulsuri, niște porniri care ar fi atât de simplu, din punctul meu de vedere, de controlat și ce fac în situația asta? Mi-amintesc că este un copil? Mi-amintesc că e încă un copil și mi-amintesc că e o perioadă. Adolescența, din fericire, nu durează la infinit, mai ales dacă noi beneficiem de sprijin și susținere să ne dezvoltăm niște abilități importante de viață și da, acum probabil că e o conversație dificilă cu adolescenta mea, cu adolescentul meu, însă eu pot pune ulei pe foc sau pot aduce empatie și siguranță în conversația noastră. Cu adolescentul, dar la fel e va și cu preadolescenții. Dacă iei lucrurile foarte personale în calitate de părinte, lupta ai pierdut-o. Dacă reușești însă să-ți reamintești că nu e vorba doar despre mine, nu e vorba doar despre părerile mele, punctele mele de vedere, ci este vorba despre faptul că da, celălalt se transformă, se metamorfozează, trece printr-o etapă prin care nu a mai trecut, nu se recunoaște când se uită în oglindă, nu știe cum anume să-și gestioneze emoțiile și așa mai departe, în momentul respectiv pot da o mână de ajutor. Momentul respectiv pot să i ofere acea susținere a adolescentului de care are nevoie pentru a se transforma într o persoană matură, sănătoasă, înțeleaptă și așa mai departe. Astăzi în ajun de moș Nicolae, vrem să vă atragem atenția asupra faptului că Nefericirea oamenilor mari afectează fericirea copiilor. Și astăzi, mai mult ca oricând, ar trebui să fim veseli și să întâmpinăm sărbătoarea asta pentru copiii noștri, și de dragul copilului din uh -huh. noi, că tot îți place ție atât de mult acest subiect. Cât de bine poate Gașpar să fie un copil ai cărui părinți nu sunt bine? Așa cum spuneam, dacă e un copil aș mic, sub vârsta de 8-9 ani o să-i fie foarte greu să își găsească starea de bucurie, de fericire, de mulțumire, de pace, de siguranță dacă părinții nu sunt ok. Pentru că cei mici sunt extrem de dependenți de adulții din jurul lor. Iar dacă nu e armonie în jur, e foarte greu de găsit armonie în universul nostru interior și pentru adulții e o provocare. De aceea ar fi minunat dacă noi, în calitate de părinți, dacă noi, în calitate de bunici, ne-am dat seama că atunci când facem ceva pentru ca nouă să ne fie de bine, nu e o dovadă de egoism. În momentul în care am grijă de propria persoană, în momentul în care îmi pun în ordine viața, în momentul în care merg la terapie, în momentul în care citesc, în momentul în care merg la cursuri de dans, în momentul în care am libertatea de a ieși o dată pe săptămână singur și de a mă bucura de o cană de ceai sau de a interacționa cu prietenii fac foarte, foarte multe lucruri pozitive pentru armonia familiei, pentru starea de bine a copilului, pentru fericirea voi, copiilor. Voi decupa acest pasaj și îl voi trimite Maie și îi voi spune, iubita mea, tu ai, ești bine pentru că mă tai bine. Ești bine datorită mie, da? da ești da. bine pentru că mă tai bine. <laughs> pentru că mai ta a avut grijă să fie o persoană fericită și mm -hmm. nu s-a dat la o parte de la nimic. De aceea am că merită să le reamintim părinților și în special femeilor că un strop de egoism este de fiecare dată binevenit. Mai vreau să vorbim puțin despre copiii nefericiți deși au tot ce le trebuie. Tot, tot Din punct tot, de vedere tot, material, tot, nu? Tot din punct de vedere material. Da. Doar că bunurile materiale nu reprezintă totul, chiar dacă mintea umană are tendința de a crede asta. De cele mai multe ori copii, în ghilimele, care au tot ceea ce le trebuie, au tot mai puțin prezența părinților, mai puțin energia pozitivă a părinților, mai puțin disponibilitatea părinților de a se juca cu ei, de a-i sprijini, de a-i ridica după momentele de cădere. Pentru că dacă cineva are o situație financiară extrem, extrem de bună, sunt câteva variante posibile. Fie acești părinți muncesc extrem de mult și nu le mai rămâne timp și spațiu în viața lor pentru a se conecta cu copilul, fie acești părinți au crescut în familii în care părinților munceau extrem de mult, ei au devenit niște copii nefericiți, care la vârsta adultă sunt adulți nefericiți și o să le fie greu să transmită mai departe fericire dacă nu au fericire. E de Moș Nicolae, Mm -hmm. Așa că o să te rog să ne dai provocarea pe săptămâna viitoare să știi că oamenii chiar fac ceea ce spui tu să facem. Unele ies, altele o să iasă. <laughs> sigur, sigur, Dar rămân sigur, acolo, absolut. le scriem. Absolut, absolut. Ce să facem săptămâna asta? Ținând cont de faptul că vorbim de zilele cumva legate de Sfântul Nicolae și că psihologia ne spune că a oferi cadouri e o mare sursă de fericire, în special pentru cel care dă cadouri, nu neapărat pentru cel care primește, aș spune că în fiecare zi să îi invităm pe copiii noștri cam împreună să dăm dovadă de un act de generozitate. Poate în momentul în care mergem pe stradă și vedem un cerșetor să îi dăm ceva. În momentul în care suntem la un hipermarket și vedem o bătrânică care cu greu își numără banii pentru a plăti ce are în coș, să plătim noi cumpărăturile respective. În momentul în care auzim de diferite campanii, așa cum sunt campaniile organizate de tine și de Gașca Zurli, să contribuim cu niște bănuți, cu niște ghetuțe, cu puțină deci, că m-a impresionat foarte tare faptul că ai vrut să să mă susții mm -hmm. și uh, am primit foarte multe mesaje de la prieteni foarte apropiați care au spus: Mirela, vreau să trimit niște bani da. la tine în fundație pentru că mi se pare fantastic ce faci și vreau să simt că sunt și eu parte din poveste. Și îți mulțumesc foarte mult, Gaspar, și pentru ghetuțe, și pentru donație, și le mulțumesc tuturor celor care au intrat în campania. Ghetuțelor, pentru că este fabulos ce s-a întâmplat acolo. Oameni din toată Europa au pregătit pachete frumoase pentru acești copii. Intrăm într-o campanie nouă, pentru că eu îmi doresc foarte tare să o ajut pe Sara și să construim o casă, așa cum își dorește ea, cu toate facilitățile pentru copiii abandonați în spitale cu probleme de sănătate foarte mari. Sara nu înviază și nu adoptă și nu ia în plasament copiii pentru că are nevoie să-și satisfacă sentimentul de mamă, ci de om și îmi doresc foarte tare să o ajutăm, așa că îi rog pe toți cei care vor să facă ceva în perioada asta pentru cineva să intre pe Fundația Zurli și să ne ajute să construim această casă pe care știi când vreau să o inaugurăm? Pe 29 septembrie anul viitor este ziua mondială a inimii. Mm. Toată povestea a pornit de la inima Cristinuței, fetița da. uh, a cărei nașă sunt, care are deja patru operații pe cord, care își prelungește fiecare an pentru transplantul care sperăm să se întâmple și atunci aș vrea foarte tare să pun focusul pe povestea asta și anul viitor pe 29 septembrie să ne bucurăm că împreună le-am dăruit acestor copii. Mi se pare copii. un proiect absolut minunat și ne putem implica în astfel de gesturi în care să dăm dovadă de umanitate și apropo de ce spuneai că te-a emoționat gestul meu, momentul în care am făcut acea donație, Mirela, a fost unul dintre cele mai autentice momente de fericire pe care le-am trăit în ultima lună. Să le spunem ascultătorilor noștri că Gașpar pe mine mă ajută și mă susține tot timpul. Prin uh, pagina de psihologie, prin tot ceea ce facem noi împreună niciodată nu s-a pus uh, problema altfel, dar zilele trecute Cașpar mi-a zis, Mirela dă-mi un cont pentru că eu vreau din banii mei, eu vreau să contribui. Mi s-a părut fantastic pentru că uh, noi putem să găsim tot felul de Sigur. alte mijloace de a Absolut. ne revanșa sau de a... Dar voiam să fie musai din banii mei. Din, din ai tăi. Nu uh, din firme și așa mai departe, ci să fie uh, ceva de la mine, pentru că mi se pare că în momentul respectiv donația respectivă sau sprijinul e și mai puternic și mai semnificativ. Și când ai văzut copiii pe care i-am adus de la țară? Și i-am spălat, i-am îmbrăcat, i-am... Știi ce a fost foarte interesant? Că i-am văzut înainte să-i văd în pozele tale, i-am văzut în urmă cu câteva săptămâni atunci când mi-ai povestit la antrenorul părinților ce vrei să faci și în mintea mea i-am văzut pe acești copilași, l-am văzut și pe copilul Gaspar, și mi-am adus aminte cât de mult mi-aș fi dorit ca atunci când eu am fost copil să vină un adult care să ne ofere o mână de ajutor. N-a venit atunci acest adult, dar am devenit eu acest adult pentru Alții. câteva momente în viața acestor copii și e e wow pentru mine. Să le spunem celor care ne ascultă că eu am primit un mesaj la un moment dat de la o învățătoare dintr-un sat din județul Călăraș care mă ruga să-i dau o mână de ajutor să munte niște copii, șapte copii, dintr-o cocioabă într-o căsuță cu un acoperiș. Găsiți o căsuță mică în sat eu am intrat în poveste Într-un timp fulger, în trei zile am adunat banii pentru căsuță Am cumpărat această căsuță Dar eu mi-am dorit să fac un pic mai mult Am trimis microbuzul Zurli I-am adus pe copii în oraș Am închiriat un apartament pentru ei Unde au primit de la chiloți la pijamale Bocanci, haine de iarnă Au făcut baie Au dormit în paturi frumoase S-au uitat la televizor mm -hmm. Au mâncat pizza I-am dus în oraș Au venit la sediu zurli. I-am dus de Ziua Națională în într-un parc de distracții. Mi-am pus în mișcare toți prietenii, i-am rugat pe toți să ne ajute și cu ajutorul donațiilor voastre, eu am putut să fac acest lucru. Le-am promis acestor copii că vom rămâne conectați pentru că sunt niște copii fericiți. Apropo de da, tema da. de astăzi, deși trăiesc într-o sărăcie lucie. Sunt niște copii veseli, și care își doresc să facă mai mult și să meargă mai departe. La sfârșit, mulțumim, Mirela, mulțumim <laughs> pentru tot ce faci. Eu mulțumesc, am cu cine. Iar la sfârșit m-a impresionat foarte tare faptul că întrebați de o colegă: Ce v-a plăcut cel mai mult din excursia voastră în București? Una dintre fete a zis: Când a venit șefa ta. <laughs> adică. Probabil că eu le-am dat, sen le dat, sentimentul că, și că nu faptul, e o întâmplare și nu e un accident. Și faptul că o persoană atât de vizibilă și de importantă pe cât ești tu, le-a oferit atenție. Asta înseamnă atât de mult, mai ales pentru copiii care cresc în medii defavorizate. Nu prea le acordăm atenție sau atunci când le acordăm e mai degrabă bazată pe milă. Și oamenilor nu le place mila în mod deosebit. Dacă când vine cineva cu energia asta bună pe care o ai tu și îi tratează cu foarte mult respect, în momentul respectiv ei prind viață. În momentul respectiv revin Energia în corp și vor fi în stare să facă absolut orice pentru a-și transforma visurile în realitate. Ce cărți dăm astăzi? Și care e întrebarea de pe Facebook uh -huh. legată de fericire și nefericire? Îi întrebăm dacă au trăit într-o familie fericită sau e prea puțin? Cred că e o întrebare bună. Știi că e ceva și... ce știm fiecare dintre noi, Sigur. cum a fost familia în care ai crescut. Exact, exact. Și mi se pare o întrebare foarte bună, nu doar prin prisma faptului că ar putea spune da, a fost sau nu a fost o familie fericită, ci mai degrabă pentru că în momentul în care mintea umană primește această întrebare, automat ni se activează mai multe amintiri, diferite uh -huh. momente, diferite experiențe și de asta avem nevoie pentru a trăi o viață fericită. Eu sunt la bistrița în seara asta, pe scenă, unde mi-e locul. Te aplaudăm, te aplaudăm cu tot dragul. Știi de ce mă bucur că sunt la bistrița? Că găsesc miculaș și le cumpăr bote <laughs> da, la da, toți. Nu e lușele, da, da. Ca da, da. și par să-ți aducă moș Nicolae tot ceea ce îți dorești. Mulțumesc, mulțumesc. Ne vedem de Iar pentru ca cei viitoare. care răspund la întrebări, avem două cărți. Una se numește Fițuici de Parenting, pe care mm -hmm. am primit-o de la curtea veche. Un ghid bazat pe date concrete dovedite științific pentru un timp mai relaxat de la naștere la grădiniță. Sună foarte bine. Și tu ai adus... Eu am adus Confesiunile unei mame imperfecte de Harriet Lerner, o carte în care această autoare prezintă diferite povești, diferite momente din istoria ei de viață, din istoria ei de mamă imperfectă, care nu a reușit de fiecare dată să fie exact așa cum și-ar fi dorit, însă care și-a propus ca în fiecare zi să se ierte pentru minusurile ei, și în ziua următoare să o ia de la capăt, până în momentul în care reușește să construiască cu cei doi băieți ai ei acea relație de care copiii aveau nevoie. E o carte absolut minunată. Dragi ascultători, sper că astăzi ați petrecut cu noi o oră cu sens mm -hmm. și cu bucurie. Îți mulțumesc, Gaspar. Mulțumesc și eu, a fost o și plăcere. Vreau să-i rog pe cei care ne ascultă să nu uită că astăzi este ajun Sfântul Nicolae și să-și facă un dar. Nu știu, cumpărați-vă niște bomboane, exact, puneți-le în exact, ghetuțe. Exact, exact, exact. Eu sigur o să cumpăr niște bomboane și o să-mi umplu ghetuțele cu ele, pentru că. Fiecare copil interior merită asta pentru Mirela, Da, mâncă, da, 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 da. Da, o să iau și niște ciocolată. Totuși. Sune bine, sună bine. bine, și o botă. <laughs> Duminica frumoasă, vă pupăm. Mirela Retecan și Caspar Gheorghi. Antrenorul părinților la Europa FM.